Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Pentru Noi Femeile. De asta dată, din mulțimea de femei aducătoare de vești bune, am invitat în studioul nostru o doamnă care are o mare pasiune pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pentru transmiterea acestui cuvânt semenilor. Este vorba de doamna Cioflică Aurora din Cluj-Napoca, director executiv al Fundației SER România. Dânsa este implicată pe lângă această lucrare și în lucrarea de la penitenciar, este învățător de școală duminicală și mă bucur mult să o am alături de mine în studio și să ne împărtășească din experiența dânsei. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă binecuvântăm în numele Domnului și mulțumim pentru slujirea pe care o faceți și abia aștept să intrăm, să ne povestiți pe larg despre lucrările la care Dumnezeu v-a chemat. Mulțumim împreună Domnului pentru că El ne-a ales să facem aceste lucrări și le facem împreună cu bucurie pentru slava și gloria Lui. Nu am niciun merit. Meritul are doar Dumnezeu și mă bucur de invitație, sunt pentru prima dată la Credo TV, mă bucur de lucrarea frumoasă pe care o face și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu multe suflete care l-au primit auzind această emisiune. Și care ne gândim nu numai să se întoarcă la Dumnezeu, ne gândim să fie întărite, să fie echipate aceste suflete, ca să devină din ce în ce mai puternice, astfel încât lumea să semene cu ceea ce este în ceruri. Așa cum Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm să vină împărăția ta, să se facă voia ta pe pământ ca și în ceruri. Dumneavoastră sunteți la Fundația SER România ca și director executiv. Aș vrea să ne povestiți un pic despre Fundația SER. Cine este această fundație? Când a apărut ea? Când spui Fundația SER, nu spune prea multe. Dar când înțelegi ce înseamnă SER, imediat ai altă viziune. SER înseamnă Scriptura în Estul Europei și România. Această idee de a înființa o fundație în România nu ne-a aparținut nouă românilor, a aparținut unui frate din Anglia care a avut o inimă mare pentru România și lucrarea de tipărire și distribuire a revistelor. Nu se gândea exact ce anume va face. Și acest frate s-a rugat timp de 7 ani ca Domnul să-i arate și să-i descopere ce anume să facă în România. Și în final, în Anglia, Bob Guest, autorul Meditațiilor zilnice Cuvântului Dumnezeu pentru astăzi, este un pastor american de origine, din câte am înțeles, din Irlanda de Nord, dar dânsul locuiește în America, în Georgia. Tocmai începuse această lucrare, în Anglia se numește The Word for Today, și a distribuit-o în câteva exemplare pentru a încuraja sponsorii care dăruiau pentru un post creștin de radio și televiziune. Și a preluat această broșurică, Meditațiile zilnice, acest frate din Anglia, și a adus-o în România. La început s-a tipărit, în 1997 a început tipărirea Meditațiilor zilnice, dar nu sub Fundația SER. Fundația SER nu exista, ci a existat o fundație, Vox Domini. Pe urmă a fost Fundația Free, care era în Câmpia Turzii. Acest frate a venit în Câmpia Turzii, acolo era pastor soțul meu și un tânăr dornic ca să slujească și să ajute lucrarea Domnului, el a început această lucrare de tipărire în propriul garaj. Între timp, în 2002, alți frați englezi s-au alăturat acestei lucrări și s-a ajuns la concluzia că trebuie să se pornească o lucrare mai mare, cererea era din ce în ce mai mare de meditații și atunci s-a înființat Fundația SER România, Scriptura în Estul Europei și România, la Gibou. Atunci frații din Anglia m-au contactat,
prin prietenul nostru englez și au întrebat dacă nu aș dori să preiau această lucrare, să fiu director administrativ, să o administrez și am acceptat cu bucurie. Asta este Fundația SER. Când spui Fundația SER, spui meditații zilnice, Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi și nu numai. Tipărim și un studiu prin pustiu. Este un studiu simplu adresat femeilor care au trecut prin suferință și acest studiu se comandă pentru studii biblice în grup. Doar pentru cei care le doresc. Meditațiile zilnice, în schimb, sunt mult mai cunoscute și ele se distribuie tot așa doritorilor. Pot să vă spun că și biserica din care eu fac parte, Biserica Betania din Târgu Mureș, penticostală, folosește aceste meditații și în special la programele de rugăciune discutăm din aceste meditații. Deci în paralel cu citirea Scripturii, citim și din aceste meditații și suntem bucuroși să le primim și să fim cumva cu toții în același gând, să avem de împărtășit din această parte pe care o citim în cursul săptămânii, când se întâlnesc frații, surorile, vorbesc, știți ce era în meditațiile de astăzi? Păi uite eu la ce m-am gândit și vreau să spun chiar și biserici o folosesc. Dacă rămânem la meditații, haideți să ne spuneți mai mult din ce an se tipărește în România. Din 1997, în decembrie, s-au tipărit 2400 de exemplare și s-au distribuit în zona Clujului, comunitatea de Cluj, biserici baptiste, penticostale și nu numai, și librării. Și treptat, lucrarea a început să ia amploare. Au început tot mai mulți oameni să le vadă, să le cunoască și să și le dorească. Dar noi nu trimitem numai bisericilor, trimitem librăriilor, trimitem la spitale, trimitem la penitenciare și a fost la un moment dat așa un belșug, pot să spun, în 2007-2008 tipăream 105.500 de meditații. Pe trimestru. Și acum, la momentul de față, 2013, ce tiraj are? În momentul de față, cu părere de rău, trebuie să o spunem, în loc să mergem în sus, ne-am dus în jos. Noi am zis, este un eșec. Pentru că oamenii nu și le mai doresc. Dar, de fapt, nu cred că asta este problema. Acum tipărim, pentru ce aveți dumneavoastră în mână, este decembrie, ianuarie, februarie 2014 și am tipărit 30.500 de exemplare. Frumos. Noi zicem este un număr frumos, dar prin comparație cu belșugul, când ne-au scris cititorii noștri, am găsit-o pe oala cu smântâna mamei mele în cămară. Dar a fost pus acolo special pentru mine. Am luat-o, am citit-o și din acel moment mi-am dorit să fiu și eu un copil al lui Dumnezeu. Am găsit-o în autobuz pe scaun. A fost pusă special pentru mine în autobuz pe scaun. Dar, ne-a spus cineva, am găsit-o sub un pod de cale ferată, aruncată. Și eu am găsit-o și mi-este de folos. A fost belșug. Dar stau să mă gândesc dacă într-adevăr nu a fost cumva prea mult belșug și oamenii nu și l-au dorit. Cum ați ajuns să reduceți numărul? Cât spuneați că ați avut cea mai bogată ediție? În 2007-2008. Da. La 10 ani de la debutul lucrării, ediția aniversară. Ce număr de exemplare ați tipărit atunci? Atunci am tipărit 105.500. 105.500 și acum s-a scăzut la 30.000. Oricum este un număr frumos. Ați decis dumneavoastră datorită lipsei de fonduri sau cererea a fost mai scăzută? Cum ați ajuns să... Până în 2008, frații din Anglia ne-au sponsorizat. Dânsii s-au ocupat de fonduri. Noi le spuneam cum stăm și dânsii trimiteau fondurile. Și a fost belșug și cine le vroia și cine nu le vroia. Adică bisericii le luau și făceau evangelizare. Le luau și le puneau în poștă.
Mulți oameni au spus, nu le dorim, ne sunau și ne spuneau, nu le vrem. De la biserici? Sau nu, din... deci oameni care nu care primeau erau, în poștă, care le primeau sau... și care, cum să zic așa, într-un fel, le primeau ca un cadou, pentru că așa scria, un dar neprețuit. Da, de distribuit și se distribuie gratuit. Se distribuie da. Gratuit, dar donatori sunt cei care le vor. Pentru că din 2008 tipărim doar cu fonduri din România. Nu mai avem niciun sponsor din exterior, doar români. Frații români care sunt peste granițe și le primesc de la familii, familiile dânșilor le trimit în străinătate, frați români din România, biserici din România, indivizi din România, deci nu neapărat mă refer la persoane instituție, fizice, persoane da. Fizice. Și dânșii donează pentru acoperirea taxelor poștale, pentru că nu avem de unde, și a hârtiei de tipărit. Deci este o donație minimă, minimă. Dacă fiecare cititor al nostru ar dona 1,60 lei pe exemplar, odată la 3 luni, noi am putea să tipărim câte ni s-ar cere. Decizia am luat-o noi pentru că n-au mai fost fonduri. Am vorbit cu toți cei care erau în baza noastră de date, abonații noștri. Da. Și am întrebat, le mai doriți? Foarte interesant. Până erau gratis, lumea le dorea. Când au trebuit să doneze pentru ele, nu le mai vroiau. Și am zis, este Doamne, este doar 1,60 lei odată la 3 luni. Cine nu are 1,60 lei odată la 3 luni? Dar punând mai multe exemplare, să duci la penitenciar, să fac 100, da. Cine să doneze? În penitenciar nu are cine dona. Ducând la spital, să le cer bolnavilor, nu se poate. Și atunci acești oameni care se ocupau cu misiuni n-au putut să mai acopere toată donația și au renunțat. Non este nu rușine. Pentru că nu cred că am făcut ceva să ne fie rușine, dar inima ne este amărâtă pentru că am vrea să le dăm și am vrea să dăm cât mai multe, dar nu avem de unde. Nu avem posibilități. E foarte bine că am ajuns să discutăm aspectul acesta, pentru că din cei care ne ascultă, sunt sigură că Dumnezeu va vorbi cuiva și o astfel de resursă poate fi de folos. Noi toți suntem într-un organism, suntem membri ai trupului lui Hristos și unul are chemarea să tipărească, celălalt are chemarea să distribuie, să meargă și să o pună în mâna acelui sau la îndemâna acelui care are nevoie, să o pună sub pernă, să o pună în mașină, să o pună undeva, într-un spital, într-o școală. Și alții pot fi sau toți putem acoperi și partea financiară. Vorbeam cu una dintre invitatele mele la o emisiune despre principiul semănatului și al seceratului. Dacă noi semănăm un leu, Dumnezeu ne crește potențialul și financiar și spiritual ca să avem mâine 100 de lei să-i semănăm și tot așa. Deci eu cred că auzind de această mâhnirea dumneavoastră, telespectatoarele, telespectatorii vor fi puși pe gânduri și ar putea să se implice. Dacă cineva ar vrea să se implice, văd aici pe meditații niște adrese de mail, numere de telefoane și chiar un cont bancar pe care o să-l prezentăm telespectatorilor să poată să vină în legătură cu dumneavoastră și să vă sprijine, nu doar așa verbal, ci prin activități financiare sau... Avem nevoie, în primul rând, de rugăciune, pentru că știm că avem un Dumnezeu bogat și de fiecare dată ne rugăm cu echipa ca Dumnezeu să ne ajute să ne deschidă ochii, să contactăm acele persoane potrivite care să ne susțină în rugăciune și financiar. Și de fiecare dată Dumnezeu a scos din 2008 și am tipărit 2014 primul trimestru, de fiecare dată Dumnezeu ne-a ajutat la acest tiraj. Am stat să ne gândim, oare nu este voia lui Dumnezeu ca acesta să fie tirajul?
ca doar acești oameni le doresc, doar acești oameni sunt încurajați. Și am încercat să întoarcem problema pe toate părțile din punct de vedere omenesc. Și am zis, nu e bine. Noi mergem pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm. Și am spus, Doamne, este lucrarea Ta. Dacă această lucrare îți face cinste și te onorează, te rugăm să ne ajuți ca să avem fondurile necesare tipăririi în fiecare trimestru. Și extraordinar cum Dumnezeu, cu contul gol în bancă, ne trezeam peste noapte cu bani. Și strigam, slavă Ție, Doamne, slavă Ție, ce mare ești! Așa tipărim din 2008, rugându-ne, planificând. Nu planificând și rugându-ne, ci rugându-ne și planificând. Ați spus despre echipa cu care vă rugați. E foarte important ca să ai în echipă oameni care înțeleg perspectiva spirituală a activității și să se roage și să fie motivați de Duhul Sfânt direct. Amin. Pentru ceea ce lucrează, nu doar de un șef sau o șefă în cazul acestei fundații. Cine sunt oamenii aceștia? Cât de mare este echipa SER România? Avem o echipă sfântă, pentru că suntem trei oameni. Este colegul nostru Alex Modi. El tipărește, el face coletele, el distribuie, atât cu mașina, cât și prin poștă. Da. Sunt eu, cu 4 ore, care mă ocup de tot ce înseamnă administrație, contact cu sponsori, telefoane, răspunderea în fața autorităților, tot ce înseamnă legalitate și totodată planificare, dar și rugăciune. Pentru că îi chem la rugăciune, le spun motivul de rugăciune și este contabila noastră care lucrează cu 2 ore pentru noi. Aceasta este echipa și facem așa un volum de muncă. Dar este cu noi și Domnul. Și asta este cel mai important lucru. Așa este. Cu El suntem mai mult decât biruitori. Și îmi pare bine că aud că am întrebat lucrul acesta. Iată o lucrare mare, iată 30.000 de oameni care ajung, poate chiar mai mult, 30.000 de case care ajung să deschidă un material în care este promovat cuvântul lui Dumnezeu prin contribuția, la prima vedere, a 3 oameni, prin implicare directă. Dar cred că în spate sunt foarte mulți sponsori și mulți oameni cu inimă care ajută financiar și care distribuie. Oameni speciali, le spunem noi, cu inimă mare, folosiți de Dumnezeu. Și sunt dintre aceștia, nu cred că ar vrea să le spun numele, Dumnezeu îi știe, dar ne bucurăm de fiecare în parte. În mod special avem frați din diaspora care ne susțin, Dumnezeu să le răsplătească. Ei spun că aceste meditații sunt o încurajare pentru dânsii acolo și noi spunem sunt o binecuvântare pentru noi. Apoi sunt români, frați care au o mică afacere, o mai mare afacere, care dăruiesc. Nu pot să spun că dăruiesc regulat, dar dăruiesc atunci când ne rugăm cu credincioșie, Dumnezeu îi folosește. Ne spun, vrem un contract de sponsorizare cu dumneavoastră. Noi spunem că ei sunt răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre. Și chiar am pus într-o meditație, Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre prin dumneavoastră. Și de fiecare dată acești bani vin. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să le răsplătească. Ei sunt acei mulți din spate pe care o să-i cunoaștem sus. Când va veni El. Sau când ne ducem noi acolo. Da. Da, numai că noi nu mergem toți odată și o să-i cunoaștem la final de tot. Am înțeles că tipăriți chiar dumneavoastră sau lucrați cu o tipografie care... Nu. Fundația SER are tipografie. Avem o căsuță în Jibou. Da. Acolo avem tipografie, tot ce înseamnă tipografie, atât tipărit, atât legat. Avem spațiu unde să depozităm și unde să facem coletele.
Este proprietatea Fundației SER, donată de frații din Anglia înainte de a renunța la orice fond. Deci noi tipărim Fundația SER, nu tipărim cu altcineva, de aceea costurile sunt destul de mici, pentru că nu trebuie să dăm la terți, ci doar noi, doar hârtia de tipărit. Hârtia de tipărit este destul de scumpă. Am încercat destule variante pentru asta. N-am reușit mai ieftin decât atât, dar noi spunem 1,60 € odată la 3 luni. E o nimica toată. Așa este. Nu ați încercat să, dacă aveți o tipografie, să vă implicați și în alte contracte, să tipăriți și alte materiale, să faceți un profit din producția, știu eu, alte cărți, reviste? Sunt... Am putea încerca. Dar aș vrea să vă spun și asta, lucrăm, tipografia noastră este un second hand, donată de frații din Anglia. Mereu ne cade câte o piesă. Dacă noi încercăm să avem un volum mai mare de lucrări, cu siguranță ne trebuie o nouă tipografie, o nouă investiție. Da. Și atunci încercăm să ne descurcăm cu ce avem, să producem meditațiile. Având în vedere că lucrăm timp limitat, deci nu full time, toți dintre noi, tipografia atât poate. Noi am putea mai mult și ne-am dori, dar nu putem din cauza utilajelor care le avem. Ar trebui să schimbăm tipografia în totalitatea ei, inclusiv tipardița, mașina de legat, tot. Ori să schimbi o tipografie, îți trebuie fonduri. Așa este. Cine știe, Dumnezeu poate avea planuri cu mult mai mari decât ne imaginăm noi. Doar trebuie să visăm, să vedem prin credință ceea ce El vede, pentru că El nu e limitat în timp și spațiu. Haideți să ne vorbiți un pic și despre conținutul meditațiilor. Aș vrea să știu cine este sau cine sunt autorii, cine le scrie. Vedem aici versete. Și apoi versetul respectiv este comentat cu alte versete, cu autorul gânduri. Este Bob Guess. Este un pastor american, așa cum spuneam și în introducere. Dânsul locuiește în Statele Unite. Viziunea i-a aparținut. Dânsul le scrie. Noi doar le traducem. Și cei care ne-au dat dreptul de copyright... Este o fundație similară din Anglia. UCB UK. UCB are dreptul de copyright și a fost dat fundației SER, sora noastră din Anglia, SER Ministries din Anglia. Dânsii ne-au dat, sunt intermediari între UCB și fundația SER, cum ar veni. Dar dreptul de tipărire în limba română aparține fundației SER România. Și contact direct cu Bob Guess noi avem doar prin SER Ministries din Anglia. Dar dânsul este un om special al lui Dumnezeu, Bob Guess, și am înțeles că deja a scris pentru următorii 10 ani meditațiile de aici înainte. Îl binecuvântăm în numele Domnului, ne rugăm pentru sănătatea dânsului, sunt niște meditații extraordinare. Este un om special folosit de Dumnezeu pentru încurajarea noastră. Așa, dacă spuneați de scriptura în estul Europei și România. Și România, ne puteți spune și de alte lucrări similare din alte țări? Are Fundația SER România implicații sau Fundația din Anglia se ocupă? Fundația din Anglia, SER Ministries din Anglia, are implicare, am început noi în România cu meditațiile zilnice Cuvântului Dumnezeu pentru astăzi în limba română și în limba maghiară. Pentru o perioadă de 7 ani am tipărit în cele două limbi. Acum, ediția în limba maghiară este preluată de frații noștri din Ungaria și tipăresc în Ungaria ediția în limba maghiară. Cei de aici din România, dacă le doresc doar în limba română, sau colaborează cu cei din Ungaria. Deci fac distribuția, Fundația din Ungaria face direct distribuția aici la doritorii, la cititorii de limbă maghiară. De limbă maghiară, categorii. De asemenea, Fundația SER din Anglia tipărește în Ucraina.
Anul trecut s-a pornit lucrarea din Ucraina, în ucrainiană. Este o lucrare frumoasă. Am tipărit în albaneză, tot noi, românii, dar doar pentru un an. Fiind foarte greu să le trecem granița în Albania, n-am mai putut să tipărim. Această lucrare n-a mers. Și acum noi nu tipărim. S-a încercat să preia UCB-ul și să tipărească dânsii. Dânsii tipăresc în multe limbi. Dar noi, românii, tipărim acum doar în românește. Am tipărit în albaneză și în maghiară. În schimb, fundația din Anglia și-a deschis un nou câmp de misiune în Ucraina. De aceea, să zic așa, ne-au lăsat pe noi. Au spus, v-am crescut 10 ani. Acum cred că este cazul să vă descurcați singur, dacă chiar le doriți. Foarte frumoasă lucrare la nivel continental, ai putea spune, dintr-o țară mai prosperă, cum este Anglia, să vină ajutor, nu numai financiar, ci și tehnologic, și ca management, pentru țările ca cele în care trăim noi, exact. Să putem promova Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt ceva planuri despre țări cum ar fi Bulgaria, Republica Moldova, Turcia, Serbia? Știți ceva? Sau... În Republica Moldova ne-au rugat cei din Anglia să ne implicăm noi și să distribuim. A fost o perioadă când am distribuit. Dar așa e de greu să trimitem coletele, pentru că taxele poștale sunt uriașe și nu înțelegem de ce, pentru că Moldova este aici la doi pași. Nu am mai putut să suportăm taxele poștale. Încercăm să găsim un contact printre românii din Moldova să le trimitem noi. În Ucraina am reușit deja. Am avut o întâlnire cu David Chideja din Ucraina, este un pastor acolo, și dânsii deja primesc 50 de exemplare în limba română. Așa la fel am vrea să facem și în Moldova. Dar pentru asta ne trebuie din nou fonduri. Am înțeles că se poate trimite sau pe autocar. Încercăm variante. Nu cunosc pentru limba rusă ceva de genul. Încearcă tot fundația din Anglia să traducă și să trimită și în Rusia. Dar la nivel, să zic așa, global, am înțeles că se tipăresc în jur de 7 milioane de meditații, am înțeles de la Bob Guest, care a fost în România, a vizitat recent în România, mult. Luând toate limbile în care se tipăresc, pentru că tipărește UCB-ul în multe limbi. Nu aș putea să vă spun exact care sunt aceste limbi, dar dânsii tipăresc în multe limbi. Da, și cu siguranță efectele acestor milioane de exemplare distribuite nu le putem noi cuantifica. Acum îmi amintesc cum m-am întâlnit cu o familie și fratele lucra în domeniul construcției, amenajării interioare și când s-a dus la muncă, și-a luat cu dânsul un aparat care spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu exact cum se numește, e ca un casetofon mic și se distribuie din astea și în România, mai puține, dar în alte țări. Și lucra în aceeași încăpere cu o altă echipă de oameni care nu cunoșteau atât de bine cuvântul. Și și-a uitat aparatul acolo și când s-a dus după 2 zile, acei oameni încă ascultau. Și acum, de câteva săptămâni, a avut loc un botez nou-testamental în urma acestei audiții. Deci oamenii și-au oprit radioul și-au preferat să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Deci noi trebuie doar să fim acolo cu cuvântul, pentru că nu știm când Dumnezeu ajută pe cineva să-și deschidă ușa inimii. Și cu siguranță și în cazul cuvântului scris, rezultatele nu le cunoașteți acum toate. Nu le cunoaștem și nu le vom cunoaște cu siguranță în totalitate, dar avem câțiva oameni și chiar îi încurajăm să ne scrie, pentru că pe prima pagină noi punem mărturiile celor care s-au întors citind meditațiile zilnice. Și chiar avem mărturii de la oameni
care au luat meditațiile, le-au citit, au înțeles, au spus până acum, Biblia pentru noi era destul de greu să o înțelegem. Dar în momentul în care am citit aici, păi voi acolo luați ceva din Biblie și îl spuneți, explicați. Ne explicați pe înțelesul nostru. Și sunt oameni care s-au întors la Domnul citind meditațiile zilnice. Noi citim în Biblie că doar un singur păcătos, dacă se întoarce, este bucurie în cer. Cât s-au întors, nu știu să spun, dar eu am 5 cazuri care le cunosc și știu despre dânsii că s-au întors în urma citirii meditațiilor zilnice. Slavă lui Dumnezeu! Așa să fie. Și este o încurajare să continui astfel de lucrare. Am văzut că de anul acesta sunteți prezenți și online, în Facebook și internet. Așa care este. Sunt efectele? Cum ați luat această decizie să mergeți și pe online? A fost greu de luat această decizie, pentru că noi am gândit, dacă oamenii nu donează să le mai primească, de ce nu donează? Că nu mai sunt gratis. Dacă noi le punem pe internet, vom pierde și mai mulți. Din cauză că o să zic că nu ni le mai trebuie tipărite, pentru că le citim gratis pe internet. Și am fost foarte sceptici în această privință. Foarte interesant că în ianuarie noi am început să le postăm și avem deja 200 de like-uri pe Facebook. Deci cu siguranță acești oameni, când ne-au dat un like, citesc meditațiile. Dacă 200 de oameni citesc meditațiile noastre zilnic, slavă Domnului! Noi am crezut că o să pierdem cititorii. Foarte interesant că le-au citit pe internet și au spus, le vrem tipărite, pentru că n-avem timp să stăm să le citim pe internet și le citim în autobuz când facem naveta, le citim pe tren, le citim în tramvai, le luăm cu noi. Le-au prins gustul, cu alte cuvinte. Exact. Exact. Deci efectele nu au fost așa cum noi am crezut, ci din contră, efectele au fost bune pentru noi. Donațiile, în schimb, n-aș putea să spun, acestea sunt donațiile care vin de pe internet. Puțin sunt cei de pe internet care ne întreabă cum aș putea dona. Dar, în schimb, donațiile de la cei care le citesc tipărite sunt suficiente ca să putem tipări trimestru de trimestru. Mă gândesc că prezența în internet și pe Facebook poate ajuta creștinii, membrii acestei societăți virtuale, să promoveze cuvântul lui Dumnezeu. Dacă eu dau un share de pe pagina mea de Facebook la o meditație zilnică, mulți dintre prietenii mei o vor citi și este și asta un mod de distribuție. Sau pregătim acum pentru Ziua Mulțumirii. Noi avem Ziua Mulțumirii în a doua duminică din noiembrie. Așa o sărbătorim noi de obicei la biserica noastră și am vrut să facem o surpriză. Creăm o aplicație pentru Android și vrem să o lansăm de Ziua Mulțumirii pentru toți cei care folosesc acest sistem și, în general, tinerii. Foarte frumos, foarte frumos. Vă doresc mult succes. Mulțumim. Și sper ca cei care ne aud acum să folosească cât mai mult această aplicație. Mulțumim. Și să ajungem și la generația tânără. Amin. Pentru că ei sunt pe altă pagină, sunt pe pagina de internet acum. Exact. Și trebuie să-i întâlnim acolo și să direcționăm atenția acestei generații puternice. Așa. Depinde de noi încotro. Da. Pentru că tinerețea are energie, are vigoare și trebuie îmbibată cu valoare. Așa este. Așa este și ne dorim ca și ei să citească și mai mult decât atât să le folosească, pentru că multe meditații se adresează special pentru ei. Se adresează copiilor, se adresează tinerilor, se adresează părinților. Da, aș vrea să vă provoc să ne citiți ceva dintr-o meditație, fie una recentă care o alegeți dumneavoastră ca dedicație pentru noi, fie una care vă este foarte dragă, chiar dacă este mai veche. Meditația mea de suflet este Caruselul Vieții. Aproape o știu pe din afară. Și cam asta este. Suntem fie sus, fie jos.
Așa a fost viața mea cu Domnul. Nu știu dacă este momentul, dar am trecut printr-o suferință mare și Domnul a fost cu mine acolo. Când eram foarte jos, m-a ținut în brațe. Spunea și se încheia această meditație: nu se termină când zice doctorul, se termină când spune Dumnezeu. A fost o mare încurajare pentru mine în timpul bolii. Pentru că până atunci era, să zic așa, obiectul muncii. Mă străduiam, mai să le arate mai bine un pic, să încercăm în formatul în care sunt, să punem și mărturii. Mă străduiam cât se poate din punct de vedere omenește. Dar în momentul în care am trecut prin suferință, aceste meditații au ajuns medicamentul sufletului meu. Și le-am citit, nu cu mintea, cu inima. Dar ceea ce meditația care aș vrea să rămâneți cu ea și care să vă aduc aminte peste ani, mereu și mereu, de Dumnezeu, este meditația despre Lazar. Foarte interesant acolo când surorile au trimis la Domnul Iisus să-i spună ce au spus. Cel care te iubește e bolnav? Nu. Surorile au trimis să spună cel pe care îl iubești este bolnav. Cu alte cuvinte, nu au scos în evidență meritele lui Lazar, ci au scos caracterul Domnului Iisus Hristos, bunătatea Lui, dragostea Lui. Cel pe care îl iubești Tu, Doamne, este bolnav și are nevoie de Tine. La fel mă gândeam și eu în timpul bolii mele. Cea pe care o iubești Tu, Doamne. Și aici spune meditația cu Lazar: dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Maria și Marta au avut o relație apropiată cu Domnul Iisus înainte să apară criza cu fratele lor. 2. Faptul că ai o relație cu Domnul Iisus nu înseamnă că vei fi scutit de necazuri. Nu, clar, dar orice vom cere cu credință, vom căpăta de la El. Mai mult decât atât, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Este important să avem o relație cu Domnul, este important să știm că Domnul pe cine iubește, pedepsește, dar El este acolo, gata să intervină. Și 3. Când îl implici pe Domnul Iisus în situația ta, El o va schimba. Lazar era deja mort și îngropat când Domnul Iisus a ajuns acolo. Omenește vorbind, mai era speranță? Nimic. Niciuna. Dar în clipe ca acestea, Dumnezeu te întreabă: este ceva de mirat din partea mea? Dacă răspunsul tău este nu, Doamne, atunci problema ta devine o oportunitate ca El să-și demonstreze dragostea și grija pe care ți le poartă. Și atotputernicia. Amin. Foarte frumos. Mulțumim și cred că am reușit împreună să stârnim interesul telespectatorilor noștri pentru a consuma și pentru a promova Cuvântul lui Dumnezeu alături de dumneavoastră în această lucrare. Să știți că nu sunteți singură și așteptați-vă să primiți chiar și după această emisiune niște semnale că armata lui Dumnezeu e una foarte numeroasă. Slavă Lui! Slavă Lui! Așteptăm! Nădăjduiesc, pentru că la urma urmei le sunt folositoare. Sunt niște mărgăritare pentru suflet sau medicament pentru suflet. Așa să fie. În câteva minute care ne-au mai rămas, aș vrea să vorbim un pic și despre alte lucruri pe care dumneavoastră le faceți. În ciuda faptului că ați avea multe scuze să nu faceți nimic,
Știu, așa cum ați spus, că ați trecut printr-o boală deosebit de gravă și o să vă las să spuneți câteva lucruri, nu foarte în detaliu, pentru că aș vrea despre suferință să discutăm într-o emisiune viitoare, dar totuși pentru cei care sunt curioși, să le spunem de acum care a fost suferința și care totuși nu v-a putut opri să continuați această frumoasă activitate și altele, cea de la penitenciar și cea cu copiii de romi de care cu atâta drag vă ocupați. Am avut boala de care se teme toată lumea, cred că. Când spui această boală cancer, o prietenă de-a mea spunea, vine de la cuvântul cancer. Wow! Medicul a zis, o mânce iadul. Ce vreau să spun, nu cancerul m-a motivat. Nu cancerul mi-a stat împotrivă. Nu. Ci doar dorința mea de a ști. Doamne, de ce? Doamne, ce am făcut? Este imposibil să nu te întrebi. Eram angajată în lucrarea de tipărire. Lucram în cadrul bisericii noastre, aveam o cantină socială pentru copiii de romi, dar condiționat. Lucrăm foarte strâns cu biserica, primăria și școala. Fiecare au trebuit să aleagă în satul în care noi lucrăm, în Viișoara, lângă Câmpia Turzii, să aleagă 10 copii și să-i trimită la cantină. Dar care era scopul? Să meargă la școală. Doream ca ei să știe să scrie și să citească. Ăsta a fost scopul nostru. Și atunci, dacă ei se duc la școală, să vină și să primească o masă caldă. Și facem lucrul acesta joia și vinerea și îl făceam. Eram implicată în lucrarea de la penitenciar în 2010, atunci am fost contactată să preiau o echipă de la Cluj și să lucrăm în penitenciarul de femei din Cluj. Și am spus, Doamne, acolo nu-i pentru mine. Nu-mi doresc, femeile alea chiar își merită soarta. Nu-mi doresc să mă duc acolo. Dar, Doamne, dacă Tu mă vrei acolo, atunci Te rog să-mi dai dragoste pentru acele femei și să mă ajut să pot să mă duc și să le iubesc așa cum le iubești Tu. Am intrat pentru prima dată acolo și m-am topit. În momentul în care au venit și m-au îmbrățișat, dintr-o dată toată gheața din inima mea s-a topit. Și judecata, probabil, și... Orice. Și am spus, vreau să fiu acolo. Înseamnă că Domnul mă vrea. Asta era în 2010, la început. În martie am început lucrarea la penitenciar. Lucrarea cu copiii era începută deja de 3 ani. Lucram în cadrul fundației din 2002 și vine boala peste mine. Și m-am întrebat, de ce? Ce am făcut? Pentru că multă lume spune, a făcut ceva. Boala este ca un semn că a făcut ceva. Dar eu am vrut să fiu deschisă și să învăț. Și am spus, Doamne, nu înțeleg, vreau să stau înaintea Ta și orice gând ascuns, orice am făcut, vreau să-ți mărturisesc și ce știu și ce nu știu și vreau să mă faci sănătoasă, dar Tu vreau să-ți culegi gloria. Tu vreau să-ți iei toată cinstea și toată slava. Mai mult decât atât, cel rău nu vreau să se bucure de mine. Asta era în 2010. În 2011 m-am întors la serviciu cu 4 ore, pensionată de gradul 3, pentru că acum nu te mai pensionează definitiv, canciul este ca un fel de gripă. Mai multe despre ce fel de cancer o să vorbim probabil într-o altă emisiune, dar nimic nu mă poate împiedica să fac voia lui Dumnezeu. Doar că acum s-au schimbat lucrurile. Până acum eram ocupată cu slujirea, cu munca pentru Dumnezeu, cu misiunea pentru Dumnezeu. Acum sunt implicată cu Dumnezeul slujirii. Asta nu înseamnă că nu mai faceți, ci concentrarea este pe Dumnezeu, nu pe lucrări. Exact. Ce am înțeles. Exact. Focalizarea mea este pe Dumnezeu, pe rugăciune, pe cuvânt. Chiar recent, de câteva zile, am avut așa un moment în care am stat de vorbă cu Dumnezeu, nu eram foarte fericită la momentul ăla și Dumnezeu mi-a vorbit că noi
ne concentrăm foarte mult pe rezultate. Dar el ar vrea să ne concentrăm mai mult pe relații. Pe relația cu el, pe relația cu oamenii. Și rezultatele să le lăsăm pe seama lui. Pentru că oricum, dacă stăm să ne gândim profund, cine ne dă sănătate, cine ne dă resurse, cine ne dă înțelepciune, tot el. Deci oricum nu putem face rezultate singuri. Și asta a fost și gândul la care am ajuns și eu de curând. Și se pare că atunci când te concentrezi pe Dumnezeu, pe relații cu El, cu oamenii, apar totuși mai multe rezultate. Așa este. Pentru că este El în centrul atenției, nu lucrarea. Dumnezeu. Noi încercăm să ne implicăm trup și suflet într-o lucrare nerugându-ne. De multe ori, crezând că facem bine, facem pentru Domnul, dar oare Domnul chiar vrea? La fel cu penitenciarul. Doamne, chiar mă vrei acolo? Și continui să mă duc la penitenciar în fiecare săptămână. Știu că și astăzi ați renunțat să mergeți de dragul de a veni aici, adică ne-ați dat nouă timpul dumneavoastră. Ce ar fi trebuit să se întâmple astăzi la penitenciar? Ce astăzi lucrare? Chiar vorbim la penitenciar, lucrez voluntar în cadrul Fundației Stânca Viacurilor. Ei sunt implicați cu Evanghelia în penitenciare alături de alte fundații. Fundația Stânca Viacurilor din Constanța. Și la Cluj avem o echipă din 14 fete voluntare care sunt coordonate de un coordonator. Am fost până anul acesta coordonatoare acestei lucrări, dar din cauza multor responsabilități nu mai pot și prefer să rămân doar un membru în echipă. Astăzi la penitenciar, în fiecare miercuri, noi intrăm la penitenciar de la ora 4:30 până la ora 18, de la 16:30 la 18. Dar fetele, colegele mele, au preluat sarcina mea și le mulțumesc și Domnul să le ajute să le dea izbândă astăzi. Vorbim acolo, avem o tematică. Încercăm să acordăm acestor femei a doua șansă. Tematica se numește Un nou început. Și în cadrul acestei teme mari, Un nou început, avem lecții biblice. Nu neapărat lecții biblice, începem cu mintea, cu psihicul omului, vorbim despre imaginea de sine, vorbim despre temperament, vorbim despre creat să fie o persoană. Astăzi chiar trebuia să vorbim despre caracter. Cu ce te naști și ce se poate forma. Tema astăzi este caracterul. Personalitatea și temperamentul, te naști cu ele. Caracterul și se formează. Aveți un manual după care faceți aceste cursuri? Avem un manual aprobat de direcția penitenciarilor. Femeile care vin primesc credite, adică li se reduce din pedeapsă sau creditele le ajută în sistemul penitenciarului. Este un program nu pe latură religioasă, pe latură, să zicem așa, socio-umană, latură socială. Și de acolo, de la temă, ne ducem la scriptură. Și avem o aplicație practică pentru ele. Avem dependențele în cadrul lecțiilor noastre biblice, o tematică de 12 lecții și pe urmă, la sfârșit, avem o evaluare finală și o diplomă. Foarte frumos. Și credem că după ce ele se reîntorc în societate, cu siguranță acest studiu le ajută. Nădăjduim să se gândească la ceea ce am semănat acolo. Mai țineți legătura cu unele după ce se reintegrează în societate? Sau nu e în... Nu ținem legătura cu ele. Noi le sfătuim când ies din penitenciar și pleacă în orașele de unde sunt să caute, să contacteze o biserică evanghelică și să încerce să se integreze. Nu ținem legătura cu dânsele pentru că ar fi prea greu pentru noi. Ar trebui să fie o altă fundație similară care să facă asta, pentru că noi avem ca scop să mergem și să punem sămânța în mintea lor atunci când sunt acolo. Dar cred că ar fi mare nevoie, dacă sunt astfel de fundații, da, să fie ajutate, dacă nu, poate cineva ia inițiativa,
ca aceste femei și, mă rog, chiar și bărbații care ajung acolo să poată fi primiți cu căldură în societate și îndrumați de cineva la care îi înțelege, care nu-i judecă, la care exact. Le pasă de aceste persoane. Așa cum ar face-o Domnul Iisus dacă ar fi printre noi. Așa este, dar lumea are o frică și o teamă vis-a-vis de aceste persoane. Da. Nu suntem deschiși. Da, așa este. Și atunci nu poți să spui cuiva dacă nu are chemarea, fă asta. Noi atât putem, atât facem, atât ne-a chemat Domnul să facem. Dacă cineva poate să facă după, slavă Domnului. Dar noi încercăm să facem cât putem de bine aici. Acum, îmi dau cu părerea, cred că cel mai bine ar putea să facă o astfel de lucrare cineva care a fost acolo, cineva care a fost în penitenciar, a ispășit o pedeapsă, s-a întors, a fost născut din nou și ar putea să-i înțeleagă și să le dea încredere celor care doresc să se reintegreze în societate. În cadrul Fundației Stânca Viacurilor, chiar sunt voluntari, bărbați, care au fost închiși, l-au primit pe Domnul în penitenciar, s-au întors la Domnul și acum sunt voluntari în cadrul fundației și lucrează în penitenciar. Slavă Domnului! Deci chiar sunt vieți restaurate, cum e de așteptat să fie. Deci, ca peste tot. Ca peste tot. Ne-am apropiat de final și trebuie să ne luăm rămas bun de la telespectatori, dar înainte vreau să vă mulțumesc pentru tot ce faceți și cu adevărat să spun că sunteți o încurajare și o mărturie pentru multe femei care probabil aduc scuze cu mult mai micuțe înaintea implicării în lucrare și Domnul să vă țină și să vă binecuvinteze în lucrarea cu meditațiile, la penitenciar, în cantina socială pe care o aveți și planurile lui pentru dumneavoastră să fie duse la îndeplinire. Vă mulțumesc frumos, a fost o onoare pentru mine să fiu aici. Mulțumirile noastre Domnului. Așa să fie. Și Domnul să vă dea izbândă și dumneavoastră în tot ce faceți și să le dea izbândă celor care se uită la noi, au temeri, au probleme, în Domnul fiecare găsim pace, liniște, izbăvire. Mulțumim! Dragi telespectatoare, dragi telespectatori, ați cunoscut-o pe doamna Cioflică Aurora din Cluj-Napoca, o luptătoare pentru lucrarea lui Dumnezeu, alături de noi ceilalți, alături de dumneavoastră, care aveți fiecare o chemare și o luptă. Doresc în final să vă binecuvântăm în numele Domnului, să vă reamintesc că puteți să intrați în legătură cu Fundația SER România dacă doriți o colaborare, accesând unul dintre numerele de telefoane sau adresele de e-mail unde o veți găsi pe doamna Cioflică și puteți fi o parte din lucrarea ei sau dânsa poate să fie o parte din lucrarea dumneavoastră. Să rămâneți sănătoși și să ne revedem cu bine peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii pentru noi femeile. Să fiți binecuvântați! O emisiune sponsorizată de Matero.